A fost nevoie de o campanie electorală pentru ca mai marii județului să se arate preocupați de soarta Gorjului. Primarii din 15 localități au aflat că vor primi banii de la guvern pentru a-și termina investițiile începute cu ani în urmă. Spre exemplu, primarul de la Văgiulești a primit 200.000 de lei pentru finalizarea unui proiect de alimentare cu apă în satele Murgilești și Covrigi, început în 2009. Nici în ziua de azi, cei 16 kilometri care trebuiau străbătuți nu au fost duși la bun sfârșit, însă campania electorală a făcut ce n-au făcut autoritățile județene în 5 ani de zile. Avem 85% realizat și presupun că până la sfârșitul anului o să-l finalizăm. Este un proiect început din anul 2009 și ne bucurăm foarte mult că ajungem cu el la finalitate, pentru că dacă se mai prelungea puțin, puteau apărea alte vicii la lucrări, atâta timp cât puțurile furate, da, se degradau lucrările. Alimentare cu apă, două sate, Murgilești și Covrigi. Nu există un termen pe timp, pe programele guvernamentale s-au tot prelungit. În ultimul timp s-au acordat foarte puțin bani și s-a derulat foarte greu. Și oaia rătăcită din PSD, Marian Rotaru, a primit bani pentru Comuna Lelești. După ce a tot bătut drumul pe la sediul de partid pentru a se reîntoarce în rândul social-democraților, edilul își va finaliza acum un proiect. Recunoaște că își luase adio de la finanțare, ba chiar făcuse un credit pentru a-și duce la bun sfârșit investiția. Vi s-a propus să reveniți pe funcția de vicepreședinte? Am avut o discuție și în acest sens, dar nu pentru acest lucru mi s-au dat banii. Banii erau necesari și dacă nu mi se dădea în această perioadă, chiar peste 2-3 zile se aprobă împrumutul, creditul bancar și pe care nu o să-l mai folosesc, o să țin doar loc pentru a folosi la altceva. Nu o să mai folosesc în acest proiect. Banii au primit și comunele Baia de Fier, Bălești, Berlești, Bumbeș, Pițic, Bustuchin, Stoina, Aninoasa, Crazna, Dănciulești, Logrești, Stănești, Stoina, Urdari și Vladimir.